11 persoane, printre care 9 adulți și 2 minori, au fost rănite în urma unui accident între două autoturisme pe DN2, pe raza comunei Drăgușeni din Suceava. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Zilele trecute pe DN2, pe raza comunei Drăgușeni, a avut loc un accident rutier cu implicarea unei auto-utilitare și a altor două autoturisme. La fața locului au fost alocate două auto speciale cu accesorii pentru descarcerare, 8 ambulanțe SAJ, 3 echipaje SMUR și un elicopter SMUR. În urma evaluării cadrelor medicale, o victimă este inconștientă, iar celelalte 10 au diferite traumatisme. Acestea au primit îngrijiri medicale și au fost stabilizate, urmând a fi transportate la spital. Pentru optimă gestionarea situației, la nivelul județului Suceava s-a activat planul roșu de intervenție. S-a constituit o echipă operativă formată din polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, dar și din cadrul Serviciului Rutier IPJ Suceava, iar din primele verificări s-a constatat faptul că șoferul unei auto-utilitare în care se mai aflau 4 persoane și care se deplasa din direcția Fălticeni către Roman a pătruns pe contrasens, unde a lovit succesiv două autoturisme care circulau în coloană din sens opus. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a 2 bărbați, dar și rănirea ușoară a celorlalți 2 pasageri din autoutilitară și a șoferului acesteia. De asemenea, din celelalte 2 autoturisme implicate, a rezultat rănirea ușoară a 4 adulți și 2 copii, fără probleme majore. Toți șoferii urmează să fie testați cu aparatul etilotest și să le fie prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri, s-au desfășurat cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, informează IPJ Suceava, relatează Antena 3.ro.